sunteți la Adevărul Ascunse și vă mulțumesc foarte mult, foarte mult că sunteți cu noi. Doamnelor și domnilor, este o emisiune care crește în timp ce se face, adică este precum pâinea. Aflăm lucruri, divagăm poate, de multe ori vă amețim, sunt foarte multe informații, căutăm să fim cât mai preciși, lucrurile care trebuie reținute să le mai spunem, astfel încât să le puteți scrie sau să le puteți memora. Zicem noi că dacă sunt lucruri pe care nu le înțelegeți foarte bine, abordați-i pe invitații noștri, abordați-ne pe Facebook. Sunt convinsă că vom găsi o cale de a mai explica o dată pentru a fi foarte bine înțeleși. A rămas cu să vorbim despre ce afinități avem, ce spun despre noi lucrurile pe care le purtăm. Vorbesc de bijuteriile pe care le purtăm. Eu vă spuneam că nu prea port bijuterii și cel pe care le port, dacă le port, înseamnă că sunt într-un fel anume, sunt de la cineva anume sau au o încărcătură oricum alta decât valoarea metalului în sine. Mă întreabă foarte multă lume ce port la gât. Am să vă spun ce port la gât, că m-a oprit o doamnă într-un magazin din care am cumpărat niște carne și a zis: "Ah, să vedeți ce aveți la gât." "Ah, că se vede, nu știu, nu prea înțelegem ce aveți la gât." Am să vă spun ce am la gât. Pe o bucată de piele de cămilă este imprimată o iconiță cu Maica Domnului. Asta este așa. Aici este caduceul meu, că mi-a zis maestru ce să port potrivit zilei în care m-am născut, da? Și o cruciuliță, la care țin foarte, foarte mult. Asta ca să înțelegeți. Lidia poartă perle, o vedeți perlată tot timpul, este perle, perle de tot felul, de tot felul, toate combinațiile posibile și imposibile. Le combină aurul cu perlele, este foarte, foarte nonconformist, așa. Oricum, tot ce poartă îi vine foarte bine, ceea ce înseamnă că, vedeți, ea chiar crede în ce spune. Femeile chiar trebuie să arate bine, să arate într-un fel, să placă ele pe ele. Lidia nu contează ce pune pe ea. Poartă hainele într-un fel în care foarte puțin oameni le poartă. Maestru este celebru pentru inelele și brățările pe care le poartă. Le-am ascuns. Le-ați ascuns. Bineînțeles, fiecare dintre ele, credeți-mă, este foarte importantă dintr-un anumit punct de vedere, de la cineva anume, are o forță energetică aparte. Ce spun lucrurile pe care le purtăm despre noi? Lucruri foarte simple. Ați văzut, sunt femei care poartă inele și o perioadă mi se părea ceva odios. Dom'le, femei care poartă inele pe fiecare deget și foarte multe lănțișoare. Doamne, stai. Și... Nu ne ducem acolo, nu? Pentru că o să vorbim de conotația fiecărui inel pe fiecare deget. A, ia să vedem. Pe degete scurte sau lungi. Dar asta e emisiune de o oră. Așa, deci nu acum. Deci dacă mă apuc să dau urmă... Nu, am mai spus despre da, acest. Am vorbit pe scurs și atunci. Nu, vorbesc de metalele. Afinitățile pentru metalele prețioase. Aurul, de exemplu. Bun. Cei care sunt într-adevăr iubitorii de aur, purtătorii de aur, sunt în general solarienii. Adică cei aurul născuți pe, în zodii de foc. Dar asta nu trebuie să intre în capul tuturor, că toți leii vor purta numai aur. Este metalul lor prețios și este benefic în a-l purta. Deci ceilalți purtăm, că am furat și noi de la soare, că e dătător de viață, și purtăm o verighetă, un inel, nu toată lumea vrea să poarte o multitudine, dar sunt foarte oamenii care poartă în general aurul și îl poartă frumos, discret, poartă un inel cu linii simple, cu o încărcătură frumoasă. Deci cu cât e mai simplu, cu atât e mai valoros și pune persoana respectivă într-o valoare, într-o lumină mult mai benefică. Dar dacă vii și porți mai aur, multe, ostentativ, și te umpli de buboaie pe degete și pe o mână și pe cealaltă, că știm noi cine sunt, da? Nu neapărat, să știți, ba da, maestre. Ba da, sunt mari iubitori indienii, sunt cei mai mari iubitori de aur. E adevărat, dar... Au și o zi anume în care ei spun că e de bun augur să-și cumpere aur. Și se duc și cumpără aur. Deci, prin excelență, ăștia sunt cei mai mari iubitori și purtători. Fără să-și dea seama că totuși aurul are o încărcătură mult mai malefică decât argintul. Interesant. Pentru că aurul, întotdeauna, pentru aur, aduceți aminte de westernele care le vedeam, căutătorii de aur,
Aurul duce la moarte, sacrificii enorme și este acel blestem al aurului. De când din veche, din antichitate, se descopereau comori îngropate, le jefuiau, întotdeauna acolo se lăsau cele mai mari blesteme. Deci când cumpărați așa un obiect din aur, indiferent ce-l aveți, că e brățară, că este un cercel, că este un pandant, un ceas sau un eu știu. Ceasurile au alte încărcături, au alte benefice, da? Sunt foarte benefice, vom vorbi și despre ele. Faceți așa bine și greșiți, puneți-l în aghiazmă, lăsați-l 7 zile. Să se decongestioneze de toate încărcăturile, că foarte mulți oameni poate l-au probat, l-au încercat, nu i-au venit, au plecat supărați că nu l-au putut lua, că nu erau măsura lor. Toată energia negativă e acolo. E valabil pentru orice inel și orice absolut lucru pe care îl purtăm, să-l ținem 7 zile în aghiazmă. Absolut orice obiect pe care îl purtăm, că este un obiect numai de decor, că nu trebuie neapărat să fie aur sau argint. Putem, sunt metale comune. Se fac bijuterii din metale comune care nu ruginesc, care nu coclesc. Da? Am și înțeles. Atunci le folosim cu multă dragoste. Dar, în general, oamenii care se vor puternici și care vor să aibă puterea aurului, sunt cei care fac exces de bijuterii de aur. Da? Deci, atenție la cât aur purtați pe dumneavoastră. La temperare, la moderare. Argintul? Dar nu vă certăm, faceți cum vă place, dumneavoastră suportați consecințele. Argintul este cel mai benefic, este cel mai mare captator de energii benefice din univers și de aceea tot ce se construiește, tot ce se face în biserică, nu o să vedeți decât rușii au biserica exemplară, tot e ce e făcut cu pola exterioară, este din aur, dar acolo erau cu totul alte capacități, calități, nu știu, erau alte capteri. Am văzut, doar o secundă vreau să vă întrerup, am văzut icoanele sunt îmbrăcate, ați văzut, este chipul Maicii Domnului, chipul Mântuitorului și în rest îmbrăcămintea este practic ca o platoșă. Exact, gravată din argint. Alea se numesc icoane închistate. Dar din argint, adică, spuneți. Exact, numai asta din argint. Deci biserica nu va folosi un pocal de aur, nici lungurița de împărtășanie nu este. Ale sunt obligatorii de argint. Toate sunt din argint. Argintul este cel mai bun și cel mai benefic. Argintul, eu ce i-am sfătuit din ce am învățat și eu, că m-au întrebat mulți de ce port eu argintul, majoritatea sunt pe mâna stângă, ca să încarce ceacra inimii cu mai multă bunătate, cu mai multă afecțiune inimii. Și pentru tine și pentru cei care vin în contact cu tine și totodată pentru o protecție. Se spune că ar proteja, cum era pe vremuri, de friguri, de tot ce însemnau bolile alea contagioase. Da. Fie așa. Dar și fiecare... O întrebare. Aurul alb? Aurul alb se substituie undeva, cu toate că este aur și platina, se substituie calităților argintului, dar ca valoare financiară se substituie aurul. Dar nu are atâta încărcătură, spuneți noastră, negativă dar precum sunt aurul. Sunt persoane care vor să fie puțin mai discrete și atunci poartă, că este un lănțișor din platină sau din aur alb, ca să nu fie atât de ostentativ. Dar au simbolistica lor, pentru că nu toți vor neapărat să pună o cruce de o jumătate. E bine să facem cadou inele de argint, inele de aur? Este bine, numai cu scopul pe care îl știm. Inelul de logodnă, verigheta care urmează căsătoria. Deci nu e bine să facem cadou inele? Dacă începem să facem astfel de cadouri, deja avem niște conotații. Se interpretează. Da? E benefic să oferi așa ceva, dar este fantastic de benefic să oferi cât se poate de simple, da? Da. Cu o mântură simplă, nu cu arabescuri, nu cu prea multe zorzoane pe ele, pentru că cu cât e mai încărcat, cu cât sunt mai întortocheate, cu atâta sunt ascunse mai multe gânduri rele, se spune. Aha. Da? Înainte, ca să nu le întortocheze, să le îmbârlige așa cum sunt, se lucrau un filigran și pe spate era gol, da? Și se lucrau exact cu conotații ezoterice.
inele cu încărcătură fantastic de puternică. Acum s-a cam pierdut. Regii s-a lumii revenit. Aveau un inel într-un aveau fel. Pietrele prețioase, aveau sigiliul respectiv. Și vrăjitoarele aveau câte, da. Păi nu, că vrăjitoarele, în general, partea care se ocupă de zona asta mai nebuloasă, vor purta un inel de plumb, unul de cupru, unul de alamă. Da, Samantha, serios? Care răsucea un inel. Deci erau. Da, erau. Pentru că astea sunt inele care de multe ori au monturi pe ele speciale și au tot felul de alte substanțe nebenefice. Pilda Lidiei.